În România anului 2022, curentul electric a devenit un lux pentru multe familii. Sărăcie energetică înseamnă de principiul proporția de populație care nu își poate asigura energia electrică pentru un nivel minim de trai. Și tot în România anului 2022 încă se fură curent. Să avem copii care mor din cauza faptului că părinții lor au tras electricitate direct de la rețea, fără niciun fel de protecție. Iar inegalitățile au ajuns să se măsoare între cei care nu văd probleme la factură. Nici nu am simțit așa la factură o creștere semnificativă față de ce aveam până acum. Și între cei care vor să facă economie în plin cod roșu de caniculă. Mașina de spălat e consumul mare, aerul condiționat dispare. L-ați închis de tot, gata? Da. Vorbim în această ediție despre consumatorul vulnerabil, românii cu venituri mici, familii care nu au locuința racordată la energia electrică, o categorie pe care statul și societatea noastră o tratează cu superficialitate. Politica pentru consumatorul vulnerabil lipsește. În momentul de față, schema care a fost aprobată în anul 2021 fiind total insuficientă. Dar și despre cum mulți dintre noi ar putea să ajungă în această categorie de cetățeni care au dificultăți în a-și plăti facturile. Asculți Eu și Energia, podcastul care are grijă de facturile tale. Bine v-am regăsit la podcastul care îți poate reduce factura la curent electric. Suntem Cătălin Strivlea, Mihai Nicuț, redactor șef al publicației Economica.net și Mihai Bucureșteanu, redactor Europa FM. Lumea în care trăim astăzi nu poate fi concepută fără curent electric și, după cum v-am arătat deja în primele 5 episoade, viitorul ne va aduce dependență de electricitate într-o și mai mare măsură. Societățile europene merg către impunerea unui drept la energie electrică, adică fiecare familie din lumea asta să aibă acces la curent fără mari probleme. Dar înainte de asta, cu toții avem de rezolvat o problemă mai importantă, sărăcia energetică. Mihai Nicuț. Sărăcie energetică înseamnă de principiul proporția de populație care nu își poate asigura energia electrică pentru un nivel minim de trai. Deci, fie nu își poate încălzi suficient casa ca să nu trăiască în frig, fie are probleme cu plata facturii la energie electrică în condițiile în care folosește energia electrică pentru câteva scopuri minimale, de genul iluminat, sau, mă rog, chestii mici, nu consum foarte mare de energie electrică. Deci, automat, cine nu-și poate plăti o factură de energie electrică de undeva la 100 de kW, este în sărăcie energetică, ca să vorbim despre energie electrică. Vicepreședintele ANRE, Zoltan Noghi, spune că problemele sunt mai adânci și adaugă că trebuie să ne uităm la consumatorii români care nu-și permit mai mult de 1000 de kW pe an. E, în prima categorie, cei sub 1000 de kWh pe an, asta însemnând un consum maxim lunar de 83 de kWh, sunt aproape 4,2 milioane de consumatori. Deci 47% din consumatorii casnici din România se încadrează la această categorie care consumă până la 83 de kWh pe lună, deci maxim 83 de kWh pe lună. Dar, pentru că 83 este consumul maxim lunar, consumul lor mediu lunar este undeva la 54 de kWh, ceea ce este extraordinar de puțin și arată nivelul de trai al acestor gospodării. Bănuiesc că majoritatea sunt din mediul rural, nu au acest consum foarte mic pentru că ei sunt foarte eficienți. Ei au acest consum mic pentru că sunt săraci, nu energetic, sunt săraci de-a dreptul, majoritatea dintre ei. Nu au aparate electrocasnice, nu au consumatori de energie electrică, nu au cu ce să consume energia electrică. Poate au un frigider și un bec sau două becuri în două încăperi în care trăiesc. Iar în sărăcie energetică, fenomenele ilegale sporesc. În România, astăzi, sute de mii de oameni nu au curent electric ori s-au racordat ilegal. În cazul lor, energia electrică este un lux, iar în multe alte cazuri își riscă viața cu diverse improvizații periculoase.
L-am invitat pe Valeriu Nicolae de la organizația Casa Bună, activist în zone foarte sărace, să ne povestească despre cum arată România fără curent electric, chiar și în București, capitală europeană. Revedem tehnicile la vechi de la țară, prin care cu un băț de lemn și un cuțit taie firul, se agață de fir și fură direct din rețea energie electrică, cu riscuri foarte mari, cu riscuri de electrocutare. Sunt câteva sate în Argeș unde deja încep să văd chestia asta din nou. M-am dus, am vorbit cu ei, le-am spus, practic mi-au zis, domn Valeriu, o să murim altfel, deci nu avem cum, deci nu putem să facem cu contoarul, deci dacă înregistrează pe contoar o să ne taie de tot energia electrică, așa dacă vine cineva, vedem, noi ne descurcăm. Riscăm din nou să avem multe tragedii, deci să avem copii care mor din cauza faptului că și-au tras electricitatea, că părinții lor au tras electricitate direct de la rețea, fără niciun fel de protecție. Am văzut de multe ori copii electrocutați, am văzut copil care a fost îngropat în pământ, tocmai disperare și oamenii foarte speriați ca nu cumva să chem salvarea, încă dacă vine salvarea, vine și poliția și automat îi bagă în pușcărie. Valeriu Nicolae povestește despre sărăcia dusă la extrem, dar în Europa de astăzi 57 de milioane de oameni sunt în sărăcie energetică, adică au probleme reale la plata facturilor. În România, un calcul recent arată că 3 familii din 10 au probleme la plata facturilor. Calculul este făcut de Observatorul Român al Sărăciei Energetice. Revin la Zoltan Noghi, vicepreședintele ANRE. Ca să avem o imagine ce înseamnă 54 de kWh consum lunar, pentru un consum de 54 de kWh, în condițiile în care acum prețul este plafonat pentru această categorie la 68 de bani pe kW, înseamnă o factură de 37 de lei lunar. Sunt convins că în această categorie de consumatori, din cei 4 milioane, eu sunt convins că sunt sute de mii care au probleme până și cu plata acestor 37 de lei. Problemele s-ar putea să fie mai mari, spune Mihai Nicuț. Da, pentru România, potrivit ultimelor interpelări făcute de europarlamentarii români, înțeleg că am avea un procent de sărăcie energetică ce ar atinge undeva la 28% din populație. Ar fi undeva la 5 milioane de oameni care au dificultăți în a-și plăti factura la energie electrică sau nu își pot încălzi corespunzător casele. În momentul de față, problema este rezolvată și nu prea. Consumatorii vulnerabili îi includ pe cei săraci energetic, dar numărul lor este mult mai mare decât al acestora. Pragurile care sunt trecute în legea de astăzi sunt de fapt unele care adâncesc sărăcia. În fapt, politicienii români au construit o lege care nu ajută foarte tare. Problema este că sprijinul pentru aceste categorii de oameni este foarte mic și nu îi atinge cumva decât pe cei unde chiar nu mai există nici măcar acele niveluri minime care sunt trecute în lege, pentru că și acele praguri sunt atât de mici și am început totuși să trăim un pic mai bine, astfel încât foarte puțin dintre noi mai sunt la acele praguri. Sunt praguri financiare de venit, adică undeva, dacă țin bine minte, te califici să fii consumator vulnerabil dacă venitul pe membru de familie este de 800 de lei sau pentru o persoană singură de 1400 de lei și după care ți se scade din intensitatea unui ajutor care pleacă undeva de la 300 sau 350 de lei, dacă țin bine minte, dar această sumă o primește în integralitate ei cel care are un nivel mult mai mic decât cei 800 de lei. Deci, practic, el nu se aplică. Exact același lucru am semnalat și eu, că strict dacă mergem pe definițiile și criteriile din acea lege, constatăm că sunt foarte puțini consumatori vulnerabili în România. Și eu cred că definiția din actuala lege a consumatorului vulnerabil nu acoperă nici măcar pe cei săraci energetici, dar aminte pe masa mai largă a consumatorului vulnerabil. Și ceea ce am mai constatat după ce a început această criză energetică undeva în toamna anului trecut și s-a adâncit după ce a început războiul din Ucraina, este că așa cum cresc prețurile la energie, inflația reduce, de zice trece, veniturile reale ale gospodăriilor, trebuie să constatăm că nu numai în România, dar peste tot în Europa, această masă a consumatorului vulnerabil este din ce în ce mai mare. Legea consumatorului vulnerabil, adoptată anul trecut, este și greu de accesat, ca în România. Dosarul cu șină și multe paragrafe de completat cu pixul. Ne întoarcem la Valeriu Nicolae.
Aia e o prostie, aia nimeni, niciuna dintre familiile noastre nu vor putea să beneficieze de avantajele legii astea. Și aici e foarte frustrant, încă legiuitorul clar nu pricepe nimic, deci sunt total habarniși pe ce înseamnă sărăcie, sărăcie abjectă. Ei nu pricep că oamenii ăia nu o să poată niciodată să completeze formularele, să le depună, să facă toți pașii necesari pentru a beneficia de legea aia. Și asta e foarte trist. Dar în condițiile în care prețurile la curent electric sunt foarte mari, de fapt nu riscăm ca această sărăcie energetică să devină o problemă și mai adâncă? Ar putea fi atras o parte din clasa mijlocie în sărăcie energetică? Încercăm să stabilim astăzi și să vedem ce soluții avem. Cred că este timpul să facem niște calcule. Problema apare de la 1 aprilie 2023, pentru că suntem într-o situație foarte rea din acest punct de vedere. Prețurile, în contextul geopolitic complicat, mai ales în contextul războiului în care suntem, dar nu numai războiul este cauza, prețurile la gaze sunt foarte volatile și cresc, iar prețurile la energie electrică cresc în România în mod constant, de la lună la lună. Deci, după cum am mai estimat, în condițiile în care se va ridica plafonul de preț, practic factura se va dubla. Dacă se ridică toate plafoanele de preț, o mare categorie de clienți nu vor putea plăti factura dacă vor plăti prețul real. Discuția este ce faci cu acești oameni. Și discuția este care sunt resursele bugetare ale statului ca să poată ajuta și pe câți pot ajuta. Nu cred că exagerez dacă aș spune că în lipsa acestei plafonări la energie electrică și la gaze naturale, aproape toți cei 77 milioane de consumatori ar avea probleme în plata facturilor. În momentul în care o gospodărie are probleme cu plata facturii la energie, se poate deja considera că este consumator vulnerat. Zoltan Noghi. Situația se va agrava, o spune și președintele Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chiseliță. Există un număr tot mai mare de consumatori vulnerabili datorită faptului că, pe de o parte, a crescut foarte mult nivelul prețului, pe de altă parte, avem de-a face cu o inflație galopantă care a erodat puternic veniturile consumatorilor casnici. Este adevărat că această vulnerabilitate este mult mai preponderentă la gaze naturale decât la energie electrică, acolo unde creșterile nu au fost atât de semnificative și acolo unde, în fapt, ponderea costurilor cu energie electrică în bugetul familiei este mult mai mic decât în cazul gazelor naturale. Problema mare o reprezintă vulnerabilitatea multor consumatori în fața gazelor naturale și a combustibililor pentru încălzire sau a materialelor pentru încălzire. România a luat această decizie de a impune un plafon la prețul de energie și gazelor timp de 12 luni, o măsură pe termen scurt, cum am spus, dar imediat după aceea, și sunt dovezi pentru acest lucru, au pornit niște programe, niște proiecte de finanțare pentru a instala noi capacități de producție, pentru că aceste prețuri mari la energie electrică și gaze naturale sunt cauzate, în primul rând, de dezechilibru dintre cerere și ofertă. L-ați ascultat și pe vicepreședintele ANR, Zoltan Noghi. Dar această soluție este pentru viitorul pe termen mediu. Deocamdată guvernul are un mecanism de protecție socială, doar că el este absolut, adică este pentru majoritatea consumatorilor, fără să se țină cont de posibilități și este făcut pe banii companiilor. Da, adevărul este că statul român face protecție socială pe banii companiilor pentru că banii datorați nu au fost plătiți în totalitate și vin cu întârziere. Ori asta poate duce la situații complicate. Protecția socială este făcută pe banii furnizorilor pentru aproape toată lumea, pentru că avem acest sistem de plafonare. Lucrurile sunt liniștite, nu sunt proteste, cum sunt la carburanții în aceste momente, pentru că prețurile sunt plafonate și sunt suportabile. Statul ar trebui să-i plătească, dar nu-i plătește la timp. Sunt luni de zile întârziere. Și dacă întârzierile se vor acumula pe această schemă cauzată de Ordonanța 27 prin această plafonare pe un an de zile, sumele sunt foarte mari și cresc, pentru că, repet, plafonul, să spunem, la tine acasă. Ai consumat anul trecut sub 300 de kW. Ai 0,8. Prețul în piață acum este deja de 1,6 lei. Luna trecută era de 1,4. Poate luna viitoare va fi de 1,7. Da? Furnizorul tău cu atât cumpără. Diferența
de acoperit de la stat crește. Da? Statul trebuie să plătească la un moment dat pentru ca furnizorul să poate să-și facă treaba în continuare. Guvernul va plăti diferențele. E adevărat că sunt niște întârzieri. În acest moment, din câte știu eu, se fac plățile pentru martie. În aprilie, la noi, deja sunt în analiză câteva cereri de compensare, de plata a diferențelor. Sigur, trebuie să aibă grijă guvernul ca aceste întârzieri să nu pericliteze funcționarea companiilor. De fapt, sunt deja companii în insolvență. Vedem că deja aproximativ 30 de furnizori de energie electrică și gaze naturale au ieșit din piață. Deci numai în ultimul, mai puțin de un an, deci din septembrie anul trecut, peste 30 de companii au renunțat la piața din România, au renunțat la furnizarea de energie sau gaze, pentru că pur și simplu nu au reușit să-și finanțeze activitatea. Iar pe viitor, veștile nu sunt deloc bune. Prețurile pe piață vor continua să crească, spune Dumitru Chiseliță. Când vorbim de viitor, vorbim de prețuri mari și foarte mari. Într-o analiză pe care Asociația Energie Inteligentă a realizat-o, în primăvară arătam că, practic, conform tendințelor existente în momentul de față la nivelul Europei, la fiecare 10 ani cel puțin se vor dubla prețurile la formele de combustibil și la formele de energie folosite de un consumator casnic. În momentul de față, datorită situației create de conflictul din Ucraina, discutăm de creșteri foarte mari. Încă o dată, aceste creșteri sunt mult mai preponderente la gaze naturale, la combustibilii lichizi, la combustibilii solizi și influența este mai mică atunci când vorbim de energie electrică. Dar această influență se datorează faptului că am plafonat prețul la energie electrică la un preț relativ aproape de prețul care exista în 2020 și tocmai din acest considerent, vulnerabilitatea pe energie electrică la nivelul consumatorilor casnici este una redusă. Revenim la ce face statul acum în plină criză energetică. Această modalitate de protecție socială care acționează asupra tuturor este incorrectă și ar putea să ducă la dezechilibre grave, chiar la încetarea livrării de curent electric. În condițiile astea sunt obligatorii câteva modificări. Mă întorc la Mihai Nicuț. Ori plafoanele acestea cresc, pentru că în momentul de față avem acel plafon de 68 de bani, nu mai are niciun fel de rațiune. Dacă scazi taxele și tarifele de rețea, ajungi undeva la un preț de 15% din prețul pieței, deci undeva de 6-7 ori mai mic. Da? Deci prețul ăla nu mai are nicio rațiune de exista. El nu există decât administrativ. Fie, ok, lumea se va supăra, dar ori crești plafoanele de preț pentru toți consumatorii, dacă te asiguri că plătești furnizorii la timp, de exemplu, în loc de 0,80 pentru categoria ta de consum, să zicem că o să plătești 1,20. Bun, este o creștere, într-adevăr, o să te superi, dar nu este o dublare. Și poți să faci asta pentru toate categoriile de clienți, ori poți să faci altceva și țintești exact categoria de clienți care este cea mai vulnerabilă. Adică cine are problemele cele mai mari cu banii, acela primește ajutorul, exact. Da? Pentru asta însă ai nevoie de o bază de date. Ca tu să știi să-i cataloghezi pe acești oameni, nu neapărat în funcție de consum, pentru că cine consumă 300 de kilowați de energie electrică, care acum nu plătește prețul întreg, nu-i consumă pentru că este bogat, ci îi consumă pentru că nu are altă sursă de încălzire, de exemplu. Și încă ceva, este corectă protecția socială după consum, dar la venituri nu ne uităm? Din nou Mihai Nicuț. Tu trebuie să te uiți și acolo, nu să-l iei doar după consum, ci și după venit. Poate că este un om care nu câștigă bine și poate că omul acela ar trebui să fie dintre cei ajutați. Și există acum și sistemul, cum faci ajutorul, cum îl dai? Îl dai tot prin furnizori, plafonând prețul, după care tu îi dai furnizorului banii de la stat, sau îi dai direct apelând la sistemul de vouchere, care sistemul de vouchere, după cum vezi, acum începe să fie folosit. Care ar fi modalitatea corectă, principial vorbim? Nu știu care este modalitatea corectă, dar furnizorii spun că ei și-ar dori, pentru a putea presta această activitate în continuare, și-ar dori să nu mai facă protecția socială pe banii lor, urmând să primească apoi sumele de la stat, ci ca statul să acorde voucherul respectiv cu care omul își poate plăti factura. Și exact asta trebuie să fie urmarea. Și am avea timp până la 1 aprilie anul viitor să facem o analiză, să vedem cine sunt într-adevăr acele familii, acele gospodării care au dificultăți financiare,
și ar trebui să aibă nevoie de un ajutor, pentru că eu dacă elimin din cei, nu știu, 7 milioane, cum am spus, 1 milion de consumatori care au un venit stabil, nu au probleme să plătească 200-300 de lei factură la energie sau gaze lună de lună, și acei bani pe care nu îi dau aceste categorii care nu au probleme financiare, îi redirecționez la ceilalți 6 milioane, cred că îi ajut mult mai mult pe acei consumatori mult mai expuși de altfel. Deci cred că asta ar trebui să fie scopul, ca sprijinul să se ducă în primul rând la cei care au probleme. Zoltan Noghi. Mai este un lucru de discutat aici. Ce se întâmplă dacă nu plătești factura? Teoretic ar trebui să fie deconectări, dar de fapt nu e chiar așa. În mod normal, trebuie să-și plătești factura la curent în 15 zile de la data emiterii. Dacă nu ai plătit-o timp de 60 de zile, ulterior nu pățești nimic. Dacă în cele 75 de zile sau strâng cele 75 de zile în care nu ai plătit, există riscul să fii deconectat. Există riscul pentru că nu tot timpul se deconectează. Există soluții. În cazul în care este o problemă, te duci, dai telefon la furnizorul tău de energie electrică și spui, vreau să-mi eșalonez plata acestei facturi pe 2 luni, 3 luni, 5 luni. În general, furnizorul de energie electrică înțelege. Și totuși există câteva situații care pot duce la deconectare. Situațiile în care se ajunge la deconectare în România nu sunt foarte multe, din motive de neputință de a plăti factura. Din fericire pentru clienți și din păcate pentru operatori, legislația a fost modificată astfel încât în perioada stării de urgență alertă era interzisă deconectarea, da? Chiar dacă tu aveai bani să plătești, dar nu voiai să plătești, nu te puteau deconecta. Și s-au strâns arierate și acum situația este destul de complicată. Acum s-a dat într-adevăr drumul la procedura de deconectare, dar trebuie să facem distinție între nu plătești că nu poți sau nu plătești că nu vrei și ai avut parte de un regim legal care să te sprijine. Dacă nu plătești că nu poți, există soluții astfel încât să nu rămâi fără curent și legislația românească oricum este printre cele mai permisive din Europa în materie de sistare a alimentării cu energie electrică în caz de neplată. Întrebarea care se pune acum este cum mergem mai departe. Vă spuneam la început de clasa mijlocie care riscă să fie atrasă în sărăcie energetică. Sfatul pe termen scurt, economisiți energia, cu o condiție. Revin la Dumitru Chiseliță. Reducerea consumului reprezintă principala acțiune pe care ar trebui să o avem în vedere, atât pentru consumatorul vulnerabil, cât și pentru consumatorul, mă rog, să spunem, nevulnerabil. Dar această reducere a consumului nu trebuie să afecteze nivelul de confort. Ea trebuie tradusă în îmbunătățirea proceselor pe care, la un moment dat, un consumator casnic le desfășoară în interiorul locuinței. În momentul în care discutăm de raționalizare și nu de eficientizare, discutăm de fapt de o reducere a nivelului de confort, o reducere a anumitor parametri, cum ar fi temperatura în interiorul imobilului, care poate să afecteze inclusiv starea de sănătate la nivelul consumatorilor în general și în special a celor vulnerabili. Suntem într-un moment cheie în care, în loc să rezolvăm problema sărăciei energetice, este posibil ca aceasta să se agraveze. Iar dincolo de chestiunea sărăciei energetice, trebuie să ne uităm la românii care credeau că trăiesc un pic mai bine. Se vorbește de câteva zeci de ani de zile de dreptul la energie și mai ales dreptul la energie electrică să fie un fel de drept fundamental al omului. Da? Deci cum ai dreptul, vorba părinților, viață, libertate și căutarea fericirii, să ai dreptul la a avea energie electrică, pentru că în secolul 21 nu-ți poți imagina cum poți să trăiești fără energie electrică. Bun, aceasta este la nivel de concept. La nivel de realitate însă, sărăcia energetică se va manifesta și mai mult din punctul meu de vedere, cel puțin până când se face tranziția la regenerabil, la un regenerabil extins, pentru că prețul fosilelor, care încă sunt preponderente în generarea de energie electrică, este foarte mare. Noi am vrut să facem această tranziție energetică, dar, din păcate, nu am apucat să punem acoperișul pe casă când a venit ploaia. Și acum casa noastră este inundată. Da? Deci suntem într-un moment în care prețurile la ce înseamnă gaz, cărbune,
atât în contextul Ucrainei, cât și în contextul acesta întâmplat cu lipsa investițiilor în fosile, despre care spuneam că nu vom mai avea nevoie, dar încă nu am făcut toate regenerabilele ca să nu mai avem nevoie de aceste fosile, prețurile sunt foarte mari și până când nu se ajunge la un recurs tot mai mare a surselor de energie regenerabilă, dar atenție, care să fie și fiabile și integrate în rețea, ca să fie și ca rețeaua să poată să funcționeze fără sincope, până atunci, din păcate, mi-e teamă că dacă dăm la o parte toate subvențiile, toate plafonările, care nu se fac doar în România, gradul de sărăcie energetică va crește. Concluzia se desprinde de la sine. Până când mecanismele de protecție ale statului nu se vor schimba și nu vor deveni cu adevărat eficiente, criza de sărăcie energetică va continua. Iar câtă vreme protecția socială se face pe banii companiilor, posibilitatea unui blocaj se accentuează. Una peste alta, în condițiile unor preconizate scumpiri și fără un răspuns adecvat, acest fenomen va continua. Săptămâna viitoare vă propunem noi soluții ca să reducem factura la curent electric. Mergem să vedem cât de mult ne ajută energia produsă de vânt. Enel ți-a prezentat Eu și Energia. Pregătește-te azi pentru energia viitorului și află totul despre dreptul tău la energie. Urmărește în întregime pe europafm.ro podcastul Eu și Energia, susținut de Enel.